Hai noroc. În sfârșit, băi, fraților și surorilor, dacă sunt fete, dar bă, mereu o să spun asta, dar mă îndoiesc amarnic. În sfârșit, bă, revenim pe GTA Vice City. Precum știți, în ultimele zile am avut numai probleme și n-abia acum am putut să încep și eu un nou episod de GTA Vice City aici pentru voi. Și precum puteți observa, ceva este diferit la Vice City. Ei bine, asta pentru că am luat alte moduri. Sunt alte moduri, nu mai sunt modurile ce le aveam în episoadele trecute. Și, da, sunt niște moduri mai de vibe-ish, anii 80, așa. Și multe moduri ce readaugă chestii de pe PlayStation 2. De exemplu, ar fi animația asta lui Tommy, când ține și el o armă de asalt în mână. Se mișcă, domnule, nu mai stă lipit ca robotul, se mișcă și el uman. Deci este foarte ca lumea. Am pus timeseek de Vice City Stories și neoane pe o grămadă de clădiri. Na, să fie vibe-ul ăla de anii 80 de Florida, anii 80, blană bomba acolo. Și continuăm de unde am rămas. O să facem misiunea lui Mr. Black, așa se numește cel ce ne dă misiunile astea de asasinări. Și na, hai să ne rugăm că nu ne dă cine știe ce țintă să omorâm și pe urmă să ne simțim proști, dar oricum noi suntem ucigași plătiți, deci n-avem milă de nimeni. My compliments on a job well done, Mr. Teal. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Ok, deci o doamnă Thompson va pleca de la magazinul de bijuterii din Vice Point. S-o omorâm. Trebuie să pară a fi un accident de mașină. Asta e destul de aiurea. Ne cam limitează opțiunile, dar... Na, haide să vedem dacă chiar este aici. Deci asta este doamna Thompson, naiba s-o ia. Deci trebuie să facem să pară un accident de mașină, nu trebuie să folosim armă. Și, ca să faceți asta, trebuie să intrați cu viteză în ea. Deci țineți cont de cuvintele astea, trebuie să intrați cu viteză. Adică dacă ea are viteză și voi intrați tot cu viteză, nu o să-și ia foarte mult damage, o să luați mai mult voi damage. Deci când ea încetinește și voi aveți viteza extrem de mare, intrați în ea. Un exemplu bun ar fi când oprește să ia o curbă și voi aveți viteză din spate, intrați în ea. Dar, când sunteți în situații în care sunteți în spatele ei și aveți amândoi viteză, leviți-o din părți. Așa, o să-i dați mai mult damage. Faptul e că acum amândoi suntem pe fum negru, ceea ce e foarte rău, nu trebuia să întâmple asta. Dar se spune că o să scap mai ușor, nu să zic și eu. Gata, bă, nene, eu am plecat. Ok, și nu avem alte misiuni decât la de azi. Deci, hai să vedem ce mai vrea de la noi de data asta. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Ei bine, precum ați auzit de la Lens, a întrebat mai peste tot și este destul... Este la ochiul prostului că Diaz ne-a fi stricat afacerea. Asta explică și aparența lui Lens aici la Diaz, vrea și el să investigheze la fel ca noi. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island!
You ever buy one of those from a worldie? No, I got best practice on the way though. Așa aici ne-a spus domnul Lenz de ce l-a strigat Diaz Quentin. Pentru că așa îi place lui să spună Quentin, că sună șmecher Quentin Vance. Și pe urmă a râs stomii de numele lui Lance Vance înapoi. Aici îl omorâm pe omul ce l-am urmărit în episodul trecut. Țineți minte că am făcut acel glitch foarte blană bombă și doar am stat și ne-am uitat. Vă sfătuiesc și voi și pe voi să-l faceți. Dar dacă aveți niște moduri ca ale mele ce repară glitch-urile, deci de acum încolo nu mai pot să fac glitch-uri la misiune pentru că sunt... Am modul ce repară glitch-urile și nu știu care sunt alea care le-aș scoate imediat. Dar așa, și eu nu mai pot să fac glitch-uri în misiune. Dacă pot să vă arăt glitch-urile, o să le arăt, dacă nu, nu. Da, acum pot doar o să trag în ăștia, nu mai am nimic de povestit. Da, time limit. Ok, aici este penultima rundă de Sharks, așa se numit ăștia, Sharks. Acolo e boss-ul, eu mereu trag în el ca să nu se activeze cutscene-ul cu el, dar n-am reușit. Putea să-l omorâți înainte să se activeze cutscene-ul, să-ți spui că bă, ești la mine în cartier, bă, o să mori. Într-un fel tot s-a activat cutscene-ul, dar gen se schimba camera acolo și pe urmă nici o secundă nu dura că îți revenea. Și da, nu mai puteai să-l auzi pe prostul acum îți comentează. Ei bine, tactica aici este foarte simplă. Run, nigga, run. Deci dacă ai armură sau viață peste 80, hai zi peste 50, poți să dai run. Și asta a fost și misiunea. Spune stânga sus, podurile s-au deschis, fraților, n-a mai venit niciun uragan, nici dracu n-a mai venit în Vice City și au deschis ăștia podurile din nou. Avem un apel telefonic, sigur este de la colonel, deci hai să-i răspund. Tommy, it's me, Colonel Cortez. Look, senor, I believe you are a man who can get things done. So please help me. You can find me at the boat, huh? O să merg să fac misiunea lui pentru că vreau să și salvez. We interrupt your programming to inform you all bridges in the Vice City metropolitan area have been reopened. Hurricane Hermione has not hit the city. Sorry for any inconvenience, we thank you for your patience. Now, back to the show. Na, a spus și la radio că s-au deschis podurile, deci totul ca lumea. Și să menționez că avem și o misiune la Avery, dar cum am spus de prin primele episoade pe acolo, bă, nu o să fac misiunea aia acum. Bine, eu nu mai am treabă acum pentru că, cum am spus, am moduri ce rezolvă bugurile, dar o să fac de dragul vostru, o să vă explic eu când voi face misiunea respectivă, de ce n-am făcut-o până atunci. Na, o să vedeți voi de ce atunci. Deci na, o să mai fie până o să fac la Avery, deci na, o să mai trebuie să facem misiunea, mai e până ajungem la el. Și aici este colonelul, haideți să-i facem misiunea. Yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Ok, până și colonelul speculează că Diaz ar fi de vină pentru afacerea noastră pierdută. Și eu zic la fel, frate, nu mai e alt șmecher. Vic i-a omorât pe toți. Nu mai sunt alt șmecher decât Diaz și colonelul. Dar colonelul nu e foarte șmecher. E și el, dar nu prea. Deci, da, nu mai Diaz, deci el ne-a dat pe spate. Dar mai facem vreo... Dar nu că mai facem, dar... Ne dăm puțin, deci planul lui Tommy este să ne dăm lângă el și pe urmă să-i băgăm un puțin în spate. Ăsta ar fi planul lui Tommy. Și noi acum facem o treabă pentru colonel, pentru că ne-a ies omul. Bă, am și o afacere pentru tine. Hai, te rog, cum o să fac, că na. Mai puși tu un bani acolo, pe fel. Și Tommy a zis, hai mă, cum fac. Și noi acum să mergem pe a doua insulă.
și acolo va veni un tank. Trebuie să-l ciortim. Eu mă duc într-o poziție și le aștept acolo. Tankul o să parcheze și o să-l putem să furăm liniștiți. Ok, asta este a treia oară când vin aici. Voi trebuie să veniți la acest magazin și să stați vis-a-vis de el. O să vină tankul, o să se oprească, o să pună pe soldat să ia niște cocoși la magazin și voi atunci îl ciordiți. Mie îmi dă creș când intru în el. Nu știu de ce, modurile acestea ori avea ceva. Go get some donuts, soldier! Sir, yes, sir! Convoy, halt! Civilian, move away from the tank! Civilian in the tank, stop it! Așa, mă, fraților, am luat GTA-ul nou vechi, de pe care mă jucam, am avut backup la el și n-am putut să-l scot. Și, ei bine, am pus modul câteva din ele, nu toate, modurile de le aveam mai devreme în el și merge ok, se pare că n-am luat nici cărești când m-am urcat în tank. Na, haide să ducem tankul ăsta și să terminăm o dată nebunia asta de misiune, pentru că vreau să închei episodul, deci, da. Și cam atâta pe ziua de astăzi. Na, mi-am pierdut puțin vibe-ul pentru că mi-a dat crash jocul de 5 ori, de 2 ori la... Nu de 2 ori. De fapt, de 2 ori la Diaz, misiunea aia cu barca și... Na, nu contează. Nu cred că o să o arăt pe episod. Probabil o să editez. În fine, o să văd eu ce o să fac. Deci, na. Vă salut. Asta a fost tot. It's only muddy. Bă, înțeleg că te-a găurit, dar te-a găurit de trece și prin tine, în fi.